Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la întâlnirea cu emisiunea Punctul PI aici la Acces TV. Sunt Manuela Negru Popescu și în această seară voi avea un dialog sper cât mai interesant cu domnul Marius Hoară, membru USR, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj din partea formațiunii politice pe care eu am amintit-o. Bună seara, domnule Marius Hoară, și bine ați venit în studioul Acces TV. Bună seara, bine v-am găsit, bună seara telespectatorilor. Emisiunea dumneavoastră, vreau să vă corectez puțin, sunt membru USR, dar sunt candidat din partea Alianței USR Plus la președinția Consiliului Județean Gorj. Este foarte bună și această completare, domnule Marius Hoară. Probabil că foarte mulți telespectatori Acces TV vă cunosc și dintr-o participare a dumneavoastră la emisiuni de concurs de cultură, emisiuni concurs de cultură generală pe un post național de televiziune. Vom povesti despre acest capitol, despre acest hobby al dumneavoastră, această participare la o emisiune foarte, foarte interesantă, dar pentru început aș dori să le precizez celor care ne urmăresc la această oră câteva detalii despre activitatea dumneavoastră profesională, despre pașii pe care i-ați făcut în politică. Da, pe scurt, sunt gorjean, sunt născut în Turnul Severin, dar am crescut la Motru, am făcut școala la Motru și am absolvit Universitatea București, Facultatea de Matematică, profil informatică și în 88, practic în 89, am venit la uzina SADU, unde în prezent de vreo 20 de ani sunt șeful serviciului de informatică. Asta din punct de vedere profesional. Din punct de vedere politic, am un istoric foarte scurt. Nu am reușit să fiu și nu am vrut practic să fiu membru de partid în vechea societatea care a fost până în 89, iar după 89 am avut o mică tentativă de vreo 2 ani pe la PNG, unde Partidul Noua Generație n-am performat acolo. Nu. Am fost într-o echipă cu câțiva colegi de la Târgu Jiu și a fost o istorie scurtă. În rest, am fost departe de politică, în sensul că nu am fost angajat, să zic așa, politic, dar am urmărit tot timpul fenomenul politic din Gorj și din țară, așa cum facem mulți dintre noi. Și văzând lucrurile cum stau, mai ales la Gorj, și atras fiind de programul USR încă de la înființare, am decis că e timpul să mă implic în politică alături de USR. Sunt niște programe care trebuie implementate de USR, de oricine o fi, dar să fie implementate în România. Mă refer la fără penal în administrația publică, fără pensii speciale, 300 de parlamentari, zero taxe pe salariu minim. Sunt niște proiecte, doar câteva din cele 24 de proiecte din programul de guvernare al USR care trebuie implementate până la urmă. Și lucrurile astea m-au atras și m-au făcut să mă înscriu în USR și să intru în politică alături de colegii de la Târgu Jiu, mai ales că sunt o echipă extraordinară condusă de Radu Miruță, care pe mine, sincer, m-a fascinat în ultimii ani urmărindu-l pe scena politică locală. Dar suntem mult mai mulți colegi care candidăm și care sunt demni de toată stima și de tot respectul în societate și alături de care am lucrat la un program pentru Consiliul Județean, la unul pentru municipiul Târgu Jiu și din care sper să reușim să realizăm cât mai multe lucruri. Cum s-a ajuns la desemnarea dumneavoastră în cadrul formațiunii și al consultării cu Plus Gorj, cu care dumneavoastră sunteți în alianță, ca să fiți persoana potrivită din punctul de vedere al acestei alianțe USR Plus pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj, în postura de candidat, evident, deocamdată? Da, este foarte simplu. În protocolul de negociere, eu n-am participat, dar pot să spun că așa s-au petrecut lucrurile. Plus are desemnat candidatul la primăria municipiului Târgu Jiu în persoana domnului inginer Florișara Patin. Deci Plus vine cu candidatul la primăria municipiului Târgu Jiu. Iar USR prin protocolul alianței vine cu președintele, cu candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj. Cum s-a făcut alegerea mea? S-a făcut foarte simplu. A avut conferință generală la nivel județean cu delegații aleși prin adunări generale pe la fiecare organizație din județ și am fost 150-160 de membri de delegații USR și s-a votat.
Am fost doi candidați, eu am luat 130 de voturi și am fost ales de către cei de acolo prin vot secret, nu ridicat de mână. La USR așa se practică absolut orice se face prin vot și vot secret. Și am fost ales de colegi să reprezint USR și să candidez pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, la care, bineînțeles, m-am înscris. A fost o perioadă în care cine a dorit se înscrie. Am semnat opțiunea inițială și urmarea a fost desemnat în urma unui vot în conferința județeană. Deci nu, la noi nu se fac numiri, nu se schimbă peste noapte liste, nu se ia un om de pe locul 3, se pune pe 10, nu vine altul în locul lui, se fac alegeri și oamenii sunt la fel, colegii mei. La fel s-a procedat pentru candidații, pentru funcțiile de consilier județean. Exact așa. Deci la consilier județean ulterior s-a votat și eu am fost ales fiind, să zic, mai puțin activ. Era normal să iau mai puține voturi decât colegii mei, cei trei din fața mea, Radu Miruță, care sunt de 3 ani în partid. Eu sunt de mai puțin, am aproape un an. Și eu candidez pe locul 4 la Consiliul Județean, care eu spun va fi, nu lejer, dar va fi loc eligibil. Eu sper să luăm de la 5 consilieri în sus și să câștigăm și președinția Consiliului Județean, că nu m-am băgat doar așa să candidez ca să candideze dragul de a candida. Deci eu merg să câștig președinția Consiliului Județean. Chiar dacă poate pentru unii pare așa utopic. Am și spus la o întâlnire zilele trecute, mi-a zis, dacă pierd, pentru mine nu e o pierdere, să zic, că mă întorc la lucrurile pe care le fac în mod obișnuit, mă întorc la serviciul meu, am o colaborare cu TVR, mai fac puțin apicultură, mai merg cu bicicleta, fac niște ture de anduranță așa și de 200-300 km pe zi ca să mă mențin în condiție fizică, eu rămân aceeași, dar vor pierde gorgenii, să știți, dacă nu vor vota USR Plus și candidații USR Plus, pentru că suntem oamenii dornici și avem puterea de a face lucruri bune pentru județ, lucruri care nu s-au făcut în trecut. Și nu vorbesc acum de piramide, aeroporturi și 70 de spitale noi, nu. Lucruri care se pot face cu bani mai puțin, dar care sunt necesare și se pot face. Fiecare în parte, da. Domnule Marius Hoară. Deocamdată, haideți să facem și acele precizări privind participarea dumneavoastră la o emisiune concurs de cultură generală la TVR2. Cum ați ajuns să participați la o astfel de emisiune, ca și câștigat foarte, foarte multe ediții? Da, istoria e mai lungă. Eu am făcut școala la Motru, am avut așa doi bunici, un învățător, un cântăresc de biserică foarte, foarte pasionat și deschis către cultură. Părinții mei la fel m-au îndemnat să citesc, să învăț. Eram și cu tata în școală la Motru, în generală și în liceu am fost cu el în școală și tata fiind profesor de matematică, tata trăiește, e profesor de matematică, a fost o viață profesor de matematică la liceu, la Motru, e pensionar acum. Și nu că am învățat de rușine, am învățat, în primul rând, că îmi plăcea și geografie și istorie și literatură de toate. Și lucrurile astea, la un moment dat, m-au împins vrând nevrând. Dar ați ajuns la Facultatea de Matematică Informatică. Da, suntem, e o tradiție în familie. Tata e profesor de matematică, are încă doi frați, are mai mulți, doi au făcut inginerie, trei matematică. Eu sunt cel mai mare dintre veri, mai suntem vreo 4-5 care au făcut o matematică. Deci științele exacte au fost, să zicem, da, predilecția în neam. Exact, neamul e cam așa pe matematică, chiar spunea soția că voi când vă întâlniți discutați vara, cu teoreme, da, o luați cu probleme, cu asta e, așa a fost și am făcut matematică, am făcut din pasiune. Însă fica dumneavoastră n-a mai... Fica mea s-a făcut medic. Ca să revin la concursul de cultură generală, am fost numai la TVR. Istoria a început în 98 pe la ProTV. Am fost la toate televiziunile. Sunt vreo 30 ceva de apariții TV. V-ați dorit să participați la aceste... Ca să fiu sincer, nu mi-am dorit să mă văd la televizor. M-am auzit de foarte multe ori la televizor, dar m-am dus și... Primile au fost așa atractive. M-am dus și pentru partea materială. Să știți că au fost trei situații în care în două ore am câștigat cât într-un an la serviciu la uzina sa. De exemplu, la Vrei să fii milionar... În 2002 și în 2012. În 2012, când s-a dus fiica mea la facultate, în două ore am luat 25.000 de lei. Un an anterior nu luasem, nu știu, 18.000 tot anul. Deci s-a transformat și într-o, la un moment dat, și într-o sursă de venit. Într-o afacere, da. Da. Și la TVR2 a fost concursul de suflet al meu, Câștigă România, la care am fost primul român care a câștigat 10 ediții consecutive, n-a fost învins de nimeni. N-am luat acea mașină, că nu au reușit să o bugeteze sau nici nu s-au gândit în prima ediție, atunci, primul sezon, că vine cineva să câștige 10 ediții. Ulterior au mai fost două persoane extraordinare, un profesor din Pitești și o Magdalena Iorescu, o persoană cu
cu niște probleme. Cine mai pune preț pe carte, și domnule? Mai sunt oameni care pun preț pe carte, mai sunt oameni. Eu am întâlnit și mai ales pe cultură generală. Să... Am întâlnit chiar și tineri care sunt pasionați, vreo doi clujeni care chiar aveau cunoștințe multe despre România. Sunt niște oameni tineri care chiar mai sunt pasionați. De exemplu, eu, un băiat din Roșiorii de Vede, care lucrează într-o multinațională în București, Cristian Popescu, tip extraordinar, a venit la mine, a fost și la un concurs, a câștigat una din ediții, nu cu mine. Și eu am mers colaborând cu ei, merg de două, trei ori pe sezon și îmi zice, de unde sunteți? De Valea Sadului. Păi zic, de unde știu de Valea Sadului? Eu știam de Roșiori, zic, am un coleg din Roșiorii de Vede, chiar cred că stătea pe stradă cu el. Și zice, păi da, cum să nu știu, că eu am făcut o chestie, merg prin țară, mă urc în tren și vreau să cunosc toată țara asta, așa, e tânăr, nu are 30 de ani, cred. Și zice, m-am urcat în weekend, mă urc în tren și cobor în Craiova, după aia cobor în Filiaș. Stau o oră, două, iau trenul următor din Filiaș, mă duc în Târgu Jiu. Zice, la Valea Sadului știu gara aia cum e, gara aia veche acolo, e frumos, m-am dat jos și zice, ce ai făcut în sadul? Păi m-am dat jos din gara, am urcat pe treptele alea, m-am dus, am dat totul așa, am văzut alea 10 blocuri, am văzut primăria, am făcut niște poze și gata, știu ce e bun Bejiu. Am idee așa, ce fac cu oamenii, dar de ce faci chestia asta? Păi zice, eu am fost olimpic la geografie internațională și ce mi-a plăcut geografia, dar a rămas așa ca o pasiune, zice, este extraordinar să cunoști lumea asta. Între timp acum are, câștigă foarte mulți bani și a fost în Islanda, a fost, călătorește prin lume, are vreo 80 de țări care le-a vizitat, are și un site unde își pune impresii de călătorie. Ești, băi, adus niște cunoștințe extraordinare, nu-l obligă nimeni, el e tot pe partea de IT. Așa. Și pasionat de România, tot m-a dus să văd cum trăiește lumea. M-am oprit, zice, un oraș care nici n-a auzit lumea de ele. Păi zic, nici de mine n-a auzit. Știți cum ar fi, domnule Marius Hoară, să fie așa un concurs la Consiliul Județean pasionați de județul Gorj? Dar pasionați, adică toți candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean să cunoască fiecare ceva. Fiecare sătuc, fiecare localitate. Nu spun că sunt cel mai mare cunoscător al județului Gorj, dar avem atâtea personalități. Gorjul. Eu, de exemplu, ca asta fac un colaborare, fac întrebări, o parte din întrebări sunt făcute de mine în emisiune. Și la fiecare sezon se reface baza de date și cam mereu Gorjul am avut de vreo 4 ori. Sunt atâtea lucruri interesante. Eu am întrebat, de exemplu, în Șomănești. Dacă știe cineva, merg cu bicicleta și ajung de 5-6 ori pe an în Șomănești. Și am oprit așa, am întrebat oameni mai în vârstă. Dom'le, ți-a auzit vreodată? Știți cineva de Vasile Lascăr? Ți-a auzit? Nu știe nimeni în Șomănești? Nimeni. Or fi vreunii. Cine e Vasile Lascăr? Păi Vasile Lascăr a fost ministru de interne, a ținut loc și de prim-ministru din Șomănești, de aici, de Gorj. N-are casă memorială, probabil, nu știu, s-o fi distrus prin război, mă rog. A organizat poliția română. Prima lege a repausului duminical e făcută de Vasile Lascăr și cred că de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, primarul Capitalei. Și m-am uitat în motivația făcută de Vasile Lascăr, gorjean de-a nostru. Zice, nu se poate ca părinții să n-ajungă nici... Se lucra și sâmbătă și duminica, care era vorba undeva pe la 1945, atunci sau... Să nu vină să-și vadă copilul. Și prima lege a repausului duminical a fost jumate de zi duminica liberă. Așa s-a început, așa s-a ajuns la, după aia la o zi și mai departe. Și după repausul era două zile. Da, un om, cine mai știe de Vasile Lascăr? Se vede când are numele școlii de subofițer. La Câmpina e școala Vasile Lascăr. Și când vin aici, când mai fac ziua poliției, ziua vasilească, prin poliție se mai știe, da. Sunt o grămadă de gorjeni și lumea nu știe de ei și păcat și în școală. Eu am așa, să zic, un deraj când văd... Nu sunt gorjenii promovați așa cum să văd o greșeală în toată țara, în toată România, dacă te duci, site-urile liceelor. Deci mie mi se pare asta o chestie care, nu știu cum să o cataloghez, nu pune nimeni pe site-ul liceului sau școlii generale personalitatea din spate. Cine a fost? Virgil Magiaru. Da, cine a fost Virgil Magiaru? Eu n-am găsit, nu una din 10, cred că unul din 50 de site-uri în care să scrie cine a fost Virgil Magiaru. Nu scrie în spate, dar dacă faci un site al liceului respectiv, biografia pune, am dat de exemplu ăsta, Tudor Vladimirescu, la Tudor dacă te duci, dar în țară dacă te duci, liceu Mihai Eminescu de nu știu unde. Scrie, frate, Mihai Eminescu, când a trăit, ce opere a avut. Avem mulți gorjeni cu care ne mândrim. Mă uitam la un moment dat, au trecut 30 de ani de la Revoluție și din 30 de ani eu nu știu cine rămâne în istorie pozitiv cu realizări deosebite din Gorj. Pe când dacă iau perioada 1900-1930,
pe 30 de ani ea, punându-l pe Brâncuș, pe acest Vasile Lascăr, pe Tătărescu, pe primul ministru, pe Ion Popescu, cine mai știe de Ion Popescu Voitești, pe omul ăsta care a venit și s-a tras și a murit la Bălănești, că de acolo e, la Voitești, are casa memorială acolo. Există niște manifestări bazele Academiei de Științe. Nu, dar mai promova puțin și avem și niște stele aici, în zona centrului. Știu, le știu, dar nu prea știe lumea. De la că trebuie un pic să ne mândrim mai mult cu oamenii care au plecat de aici din județ. N-am fost chiar județul ăla așa, eram județ sărac, dar au plecat oameni mari de aici. Parcă e păcat să nu știm de ei, că la un moment dat și copiii care sunt acum în școală, dacă ar ști mai mult despre personalitățile astea, cred că ar ține mai mult la... Nu mai sunt promovate ca modele, domnule Marișoară, în foarte multe manuale de limba și literatura română, nu mai găsești autori români. Deci găsești texte. Așa este, dar asta ține și de noi, că nu ne fac alții manualele, nu ne fac străinii manualele, noi ni le facem. Nu. Dacă vorbim acum de cultură, nu știu, și moștenirea asta extraordinară care a satul Brâncuș aici. Credeți că este un atu al dumneavoastră, că aveți cunoștințe generale multe, să conduceți un consiliu județean care să, nu știu, să scoată cumva gorjul așa mai sus? Da, cred că am multe aturi din punctul ăsta de vedere, pentru că iubesc gorjul, că de altfel n-am plecat de aici. Face? Dacă primul mâine ați câștiga această funcție, cu ce ați începe? Să schimbăm puțin mentalitatea și modul de a face politică. Eu am zis și am spus-o mereu că USR-ul când va veni la... Bun, dar atunci este om de administrație publică județeană. Da. Și de asta spun. Presupuneți că ați câștiga alegerile? Bun. Să vorbim atunci de câteva din proiectele noastre. Noi avem un program destul de vast și la Consiliul Județean și la Primăria Municipiului Târgu Jiu. Dacă aveți dumneavoastră opțiune, dacă nu vorbesc eu despre ce capitol ați vrea să discutăm mai mult. Le luați noastră în ordinea, importanței pe care le acordați. Am mai spus, în primul rând, ar trebui să transparentizăm cheltuielile banului public și la Consiliul Județean și la Primăria Târgu Jiu și la primăriile celelalte și astfel că cetățenii vor căpăta încredere că banii publici și fondurile europene sunt cheltuite corect. Eu țin și o spun chestia asta de câte ori o să pot. Trebuie să știe fiecare loc cum e cheltuit și asta e simplu. Pe site-ul Consiliului Județean ai contractul, ai actul adițional, două, trei câte sunt, ai facturile, ai plățile care s-au făcut. Puse acolo și cineva care vrea să le citească, le citește. Nu e suficient bugetul care se pune acum. E greu să-ți dai seama de acolo cum se cheltuiesc banii. Cum sunt împărțiți, cum sunt... Exact. Pe altă parte, digitalizarea administrației locale e o prioritate după mine. Adică pierderea timpului la ora asta e foarte mare de către cetățeni. Fie că sunt cetățeni persoane fizice, fie că sunt persoane juridice și avem în plan aici și scurtarea traseului ăsta de la OCR până la obținerea rezultatului dorit de către cetățean. Se poate face foarte mult online, se pot interconecta lucruri care nu-i făcut acum între ele, să zic, deconcentrate, așa cum zice toată lumea, care se supune în Consiliul Județean și să nu vii de fiecare dată să-ți dai datele personale, că ele sunt în sistem. La fel de în foarte județ. Multe răspunde și prefectura județului Gorj de concentrate. Se poate colabora între instituțiile Consiliul Județean cu primăriile. Noi avem chiar la nivel din programul de guvernare USR avem un proiect de lege pe digitalizarea activității administrației. Tot în sprijinul cetățeanului. S-au făcut niște proiecte, s-au luat niște bani, dar dacă mă uit că sunt primării care n-au site, la ora asta sunt primării județ care n-au site, nu e normal să avem situația asta. Dacă vorbim de economie, Gorjul e într-un regres, nu știu, a ajuns, din păcate, e oricum în ultimele locuri, a fost pe ultimul loc, nu s-a ridicat prea mult de acolo la atragerea de investitori și de fonduri străine. Am stat ani de zile, probabil 2-3 ani, aveam 3 milioane de euro atrași. În schimb, suntem pe primul loc la migrația din județ. Am văzut o știre, probabil că e corectă, că primul oraș la migrația populației din ele, Baia de Aramă, pe 2 și 3 e Motru și Rovinar, că e nici Târgu Jiu departe.
Gojo a pierdut foarte multă populație, a pierdut 100 și ceva de mii de oameni scriptic. Acum figurează 360 de mii în Gojo. Dar dacă mă uit la mine pe scară, unde stau la sadul, la bloc, cu oameni care sunt în aia 360 de mii, dar îi văd doar la 2 ani, sunt prin Franța, sunt în Spania, dacă îi scoatem și pe cei care nu știu dacă se întorc. Deocamdată mai au acolo apartamentul, ne împuținăm și mai mult. Trebuie cumva să inversăm procesul ăsta de părăsire a județului și... Cum? Domnule Marisoară, cum îi stopăm? Din punct de vedere al... Pe români să nu ai plecit în oricare alt colț al țării în străinătate. Ce le lipsește aici și găsesc în altă parte? Nu pleacă, de exemplu, dacă ne uităm, sunt Clujul, Timișoara, au crescut ca populație. Sunt puține, într-adevăr, zone unde a crescut populația. Bucureștiul la fel, în Cluj au venit, au început să vină străini care n-au nicio treabă cu România. Vin la Cluj pentru că mediul economic din Cluj le permite să câștige și să trăiască poate mai bine decât în Franța. Și în special în zona IT, dar nu numai în zona IT. Deci în Cluj sunt mulți străini care lucrează, care vin din afară și vin în Cluj, lucrează acolo. Nu putem să ne comparăm cu ei, dar putem să facem mult mai mult în sensul ăsta. Putem să creăm un mediu de atragere a investitorilor. Noi ne gândim, Târgu Jiu nu are un parc industrial la Bumbejiu care... Cum am putea crea acest mediu ca să fie... În primul rând, să schimbăm mentalitatea. Eu nu cred că am, la nivel de goș, politicienii au stat mai în curând cu ușa închisă așa și, aoleu, să nu vină investitorii peste noi, că ne deranjează. Noi nu prea vrem să avem pe aici salarii decât salarii minim pe economie. Probleme. Ne creează la mediul de afaceri local niște probleme și nu vreau să spun mai mult, că știm toți cum stau lucrurile la Gorj. Dacă vine unul acum să facă o firmă cu 500 de salariați și să plătească 2500, știm toți că nu poate, decât foarte greu, și nu poate că deranjează și administrația și pe alții care au afaceri, că pleacă. Nu cred că nici agenții economici sunt interesați, domnule Marius Fară, să plătească mai bine pe angajați. Da, e un mediu care evoluează în creștere. În momentul în care apare 1, 2, 3, uite, au venit investiții la rovinari, până Gojul este renumit, probabil că avem foarte multe salarii de nivel minim pe economie. Da, pe media salarială nu e chiar jos, pentru că mai saltă CEO și Petromul. Da, nu ar trebui să facem așa o defalcare pe capitolul. Atâția salariați cu venitul acesta, atâția salariați cu venitul acesta. Știi ce se întâmplă? Salariile cresc ușor, dacă apar mai mulți investitori, devine mediu concurențial și cât mai crește salariul. Câți o duc bine în Gorj și cât de mulți nu o duc bine în județul Sunt Gorj? Sunt mulți care nu o duc bine. Că 1347 de lei salariu minim net din 2230, atâta rămâne unul cu 1347 de lei. Pe mine nu se poate trăi cu banii aia și nu poți să îi impui unui tânăr stai aici că uite, ți-am găsit servici cu salariu minim. Nici în Gorj, nici în București, nici în Cluj, nici în Timișoara nu se poate trăi. De fapt, România are o mare problemă cu acest salariu minim pe economie. Și care aici este să știți foarte, că USR foarte avem mic. Un proiect, mie mi se pare aberant la ora asta să lucrezi, să iei 1347 de lei, sunt 1 milion și ceva de români, în schimb să ai pensii, nu vorbesc de pensii speciale, să ai un 4000 de lei net la care plătești doar 10% impozit peste 2000 de lei. Eu nu zic să le luăm acum impozit și să le punem să plătească din nou sănătatea la pensie, dar nu e normal ca, deci nu, să nu mă înțeleg cineva greșit, nu e normal să am salariat de 60 de ani pe salariu minim, care e 1347 de lei și să vreau ca ăla să muncească bine și să am unul de 45 de ani cu 5000 de lei pensie care plătește doar, v-am zis, 10% de la 2000 în sus, care dă... Nu e ok pentru societate. Deci dacă nu înțelegem lucrurile astea, și noi aici, USR-ul, am venit și vom veni la guvernare și vom insista pe zero taxe pe salariu minim. Ce înseamnă asta? Pe 2230 de lei nu dai taxe, iei banii în mână, plătești taxe de aici încolo. O să spună cineva, nu știe la ce vorbește, că de unde suportă bugetul treaba asta. Păi o suportă, pentru că haideți să vă spun de ce. S-a găsit soluții în construcții. Pentru că în construcții s-a cam făcut treaba asta. Da, cu 3000 de lei. Da, 3000 de lei, nu 3000 de lei, 3000 de lei de încadrare, nu plătesc impozit pe salariu, nu plătesc sănătate. Așa, plătesc doar CSE, dar nu 25% pe 3000, 21,75%. Deci știu lucrurile exact, că lucrez și cu salariile. Și atunci deci minimul construcție 3000. Să zicem că nu are niciun spor, 3000 din care rămâne cu 2200 și ceva. De acolo pleacă lucrurile. Bun, de ce s-a reușit asta? S-a făcut un lobby extraordinar, sunt și oameni în politică care au mare interes pe zona de construcții
Și la fel cum am zis în IT, hai să în România să dezvoltăm IT-ul și să-i scotim de impozitul pe salarii, așa au venit și aici. Nu găsim oameni în construcții pentru că nu îi putem plăti. Nu știu ce se promovează totuși această inegalitate. Așa, e și s-a ajuns... Între meserii, între... A fost o gândire, nu știu dacă e greșită, dar ideea este că... Revigorez un sector. Exact, s-au revigorat construcțiile. Dar lumea e mai mult decât IT și construcții în România. Asta zic. În afara lor sunt încă 1 milion și ceva de români plătiți cu salariu minim, care, repet, e 1347 lei. Lucrurile, dacă nu înțelegem că de nu ce pot... și în comerț? Nu pot continua așa. Nu se poate face așa ceva, pentru că și o vânzătoare muncește foarte mult. Nu pot continua așa. Eu am văzut, am făcut o tură cu bicicleta anul trecut de vreo 200 de kilometri în jurul Bucureștiului. De fapt, m-am dus Fierbinți, Urziceni, Căzănești. Și m-am uitat la, sunt femeile care au fost în accident, care lucrau la un, să nu-i dăm numele aici, la o rețea de comercială în București, pe salariu minim. Făceau 100, cele 10 sau câte au murit în accidentul de care știm acum un an și ceva. Veneau să lucreze pe 1347 lei de la 100 de kilometri navetă zilnică. 100 dus, 100 întors. N-aveau altă variantă, vedeți? Da, n-aveau, cred că de la Urziceni, dincolo de Urziceni veneau. Mie mi se pare niște oameni care... N-au niciun fel de venit. Ăsta e statul paralel. Sunt statul eroi. Paralel nu e ceva. Ăsta e eroi. Acești oameni paralel. Sunt eroi. Și, da. Și au rămas copiii pe fără... aceste sume foarte, foarte da. Mici. Nu se poate să-i lași așa și să zici, lasă-vă, trebuie să muncească. Păi bun, muncești. Dar cum muncești? Pe banii ăștia muncești. Trebuie echilibrate lucrurile. Nu poți să mergi nici cu... Mediul privat cum poate să ridice salariul acesta? Mediul privat nu poate ridica salariile astea. Deci nu are cum. Nu are cum, pentru că el e obligat, dacă e să-i dea 42-43% sunt taxele, ca să te duci să aplici aproape jumătate. Dacă îi dai la unul 3.000 în mână, trebuie să te duci să dai aproape 6.000. Exact, dar nu și, poate funcționa. Și chiar dacă s-au învățat oameni de afaceri, chiar dacă au un profit destul de bun, tot nu vor să stimuleze salariații. Deci, adică, nu au să zis vină că, de la ei. Da, au zis, nu, dacă ești obișnuit să muncească atât de mult cu suma aceasta, de ce să învăț noi eu venim, pe bani mai mulți? O să spuneți, poate cine se uite, spune la Bate Câmpii, el vrea președintele Consiliului Județean, nu se poate să facă el chestia asta. Noi dacă nu vorbim, lumea dacă vine și votează pe cineva de la USR, trebuie să știe și ce vor să facă oamenii ăștia de la centrul ai USR-ului și ai plusului, ai alianții USR Plus, că o să ne transformă într-un singur partid. Nu este partid mic care n-are șanse. Noi vom intra, vă spun cu siguranță că vom intra la guvernare și le vom pune în aplicare. Dar sunt lucruri care, uite, deranjează. E o lege care e propusă prin 2016 și care e votată și amânată la aplicare până în 2021, dar nu se vrea să se facă. Venitul minim de incluziune, ce înseamnă asta? Sunt cele 3 ajutoare de sprijin pentru persoanele care nu au venituri. 264, ajutorul de încălzire, ajutorul complementar dacă ai copii mai mult și ajutorul social, vreo 3, cam așa se cheamă. Lumea nu se duce, dacă ai copii mult și n-ai venit nu știu ce la țară, iei vreo 600-700 lei, mai ieși alocație. Așa, de ce să te duci să lucrezi pe 1300? Nu te duci să lucrezi, că n-are sens. Că dacă te duci să lucrezi, pierzi pe astea și de fapt cât câștigi. Dacă mai faci și n-aveți, nu câștigi nimic. Vin, vezi la televizor, bă, în Botoșani a venit unul să facă 100 de locuri de muncă, n-a venit nimeni. Că, păi de ce să vină ăla să câștige 200 de lei? Bun, noi am venit și legea e aprobată de amânată până în 2021 cu venitul minim de incluziune. Ce să facem? Să luăm oamenii ăștia care sunt acum, țin de primării, deci primăriile țin evidența și țin captive acolo. Bă, dacă nu mă votez pe mine la partidul, nu dau nume de partid, la partidul meu pierzi ajutorul, ți-arăt eu. Și sunt ținuți în evidență la primărie. Legea asta ce vine și spune? Hai să identificăm oamenii ăștia și să îi scoatem din captivitatea asta a primarilor și să îi ducem către AJUFM-uri, de exemplu, către agențiile județene de muncă să intre într-o bază de date și să le dăm posibilitatea, când sunt angajați, ca 50% din salariul pe care îl au, să nu li-l luăm în calcul la acordare, adică să nu le tem ajutorul, să nu-i spunem, bă, ăsta nu vrea să muncească, îi tem ajutorul, nu, jumătate din ajutor, legea asta vreau să fie adoptată. E promulgată. Din câte știu, de-aia amânată la aplicare. Că nu se vrea, nu vrea niciun partid să-i piardă pe ăștia din mână la vot. Pe oamenii ăștia necăjiți. Așa, mai ales de la țară. Ei, noi am venit și legea e aprobată 50% din salariu. E imorală politica aceasta, da. Nu? Nu, e imorală, e urâtă. Nu se vrea să se aplice. Ce ar zice legea? 50% din salariu nu ți-l iau în calcul și rămâne
respectivul să ia și ajutorul și îl ajut să trăiască mai bine. Domnule Marius Hoară, ar trebui să fie cineva în România noastră. Nu se vrea noastră, să se facă. Să spună, spune cine este ab de muncă, să muncească, domnule, nu să plătească statul pe cei abzi de muncă. Știu, e simplu de spus, dar m-a dat exemplu ăsta, e omenește. Dacă la câștigă, nu este simplu. Dacă îi tai ajutorul de... Eu dacă nu muncesc, nu primesc salariu, este clar. Mă duc la primar să cer ajutor legea asta social, cu venitul minim de... Și acel venit. Acel venit da? Îl... Iar eu sunt educată de mică. Vin și spui, nu ți-l mai dau, dacă îți dau serviciul ăsta. Că trebuie să muncesc, să-mi asigur pâinea, nu să stau cu mâna întinsă la statul român. Dar și nu la se vrea, cei care nu se vrea la statul român. La ora asta se vrea în continuare să fie asta captivi. Asta este problema. Știm toți foarte bine că, la un moment dat, dacă e un primar de la un partid, și se mută, cum s-au mutat zilele astea. Trebuie comunicat cu populația foarte mult. Se mută adică așa din... Să fie determinată să muncească pentru a avea o viață mai bună, nu să stea să aștepte un venit mic, nici nu face ceva, nici lucrul nu este ăsta bine. E stimulat și de, și de politicieni. La ora asta. Este cum? Stimulat, pentru că eu știu... De ce nu, nu vrem să punem, de ce nu vrem să punem legea asta în aplicare? De ce cu nu vrem? Respectarea multor, multor lucruri. Nu da? Vrem pentru că acei oameni care au, au venit mic... În Târgu Jiu aflu că sunt foarte mulți cetățeni, chiar blocuri întregi, care nu au contract cu firma de salubrizare. Și nu mai spun că există și firme. Deci există această situație. Sunt convins că așa, da? Sunt convins de că ce așa. Nu se face din partea celor interesați care sunt să e facă un lucru care lucru, nu mi-l notez, dar o să-l țin minte de la dumneavoastră. Pentru că să nu deranjăm cetățenii. Vine da? Votul și se au supără pe noi. Au fost informații da, în presă că erau foarte mulți care consumau apă fiind branșați ilegal la rețeaua de alimentare cu apă, am da? Probabil că și noastră, eu cu siguranță, da? Trimit citirea apometrului lunar sau cât, când mi se solicită și plătesc apa consumată. De ce unii cetățeni trebuie să consume fără să plătească? De ce unii cetățeni trebuie să muncească, să le primească bani fără să muncească? De ce facem lucrurile acestea? Da, de ce facem această discriminare între de români? De multe ori pe principii electorale. De multe pentru ori. Că dacă suntem abzi de muncă, muncim și spuneați dumneavoastră că sunt locuri de muncă și nu se duc. Dar nu s-au dus să te angajeze. De ce? Pentru că este mai avantajos să stai acasă, păi odihnit. Zis, da, dacă ia 7-800 de lei pe ajutor, se duce la ei, dă salariu minim la 20 de kilometri și ia 1300 de lei. Dacă dă 200 pe drum... La țară, dacă doresc să chemi pe cineva la o muncă agricolă, nu ai pe cine nu să chemi. Vin, nu mai vin, da? Nu mai vin. Cu o sumă, 150 de lei la zi, am înțeles, plus mâncare și tot ce trebuie. Da? Unui cetățean. Eu n-am cum să câștig 150 de lei la zi. Mulți s-au învățat așa. O să am așa. Și 3 joburi în Târgu Jiu. Eu nu am cum să câștig suma aceasta de 150 de lei la zi. Mă rog, sunt poate anumite categorii profesionale care au niște câștiguri mai mari, că așa sunt la bugetari în anumite sectoare. Dar unde lucrez eu, nu am cum să câștig acești bani. Deci... Da, eu v-am dat un exemplu ce se poate face. Se poate, odată că e acel proiect de legea nostru și eu zic că va trece la un moment dat cu zero taxe pe salariu minim să ne aducem de la acel 1347 de lei către 2200 cât e, iar la cei care sunt în zone din astea mai sărace, soluția aceea care v-am spus, să-i scoate din captivitatea asta a primăriilor, să-i prindem într-o bază județeană, nici nu se știe acum câți oameni ar fi abs de muncă, nu se știe pentru că ei ținuți la primărie acolo. În momentul în care la șomaj se știe cât e în șomaj, după aia am înțeles că avem un șomaj foarte scăzut. L-a întrebat cineva pe șef și a zis, zice, păi da, au ieșit de la șomaj, 2%. Doriți să aduceți președinte al Consiliului Județean. Probabil că în această postură ați putea solicita fiecarei primării să vă facă o statistică câți locuitori sunt în respectiva localitate într-un anume moment, în fiecare casă, câți lucrează de acolo, care câți sunt efectiv, elevi. Da, da. Deci efect pe categorii, ca să vedeți... Nu cred că la ora asta e o evidență foarte clară. V-am zis, este agenția Județeană Forțe Democ, cred că sunt cei care sunt în șomaj. După ce este din șomaj, nu se mai știe ce face. E acasă, a plecat la muncă afară sau nu face nimic. Se pierde din evidență, efectiv. Vă propun, domnule Marius Hoară, să luăm o pauză. Le propun și telespectatorilor Acces TV. Revenim după câteva minute în direct la Punctul Pei. Am revenit, doamnelor și domnilor, la discuția noastră în cadrul emisiunii Punctul Pei aici la Acces TV. Vă reamintesc că interlocutorul meu se numește Marius Hoară, este membru USR și candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean din partea Alianței USR+. Domnule Marius Hoară, discutam și despre proiectele dumneavoastră, dacă ați fi ales președinte al Consiliului Județean, ce ați face, ce v-ați propus, dar și despre situația unor
cetățeni, dacă sunt incluși în anumite legi, cum aminteați dumneavoastră, cei care beneficiază de ajutoarele sociale de la administrațiile publice locale. Că s-ar putea face foarte multe și în acest sens. Mergeam și pe ideea că în România ar trebui ca toată lumea aptă de muncă să muncească și să nu fie încurajată, zic eu, nemunca. Revenind la proiectele dumneavoastră, vorbeați de transparentizare a exercițiului financiar în administrația publică județeană și locală, despre digitalizare care ar ușura foarte mult eliberarea unor documente către cetățeni și scurtarea timpului de așteptare și de a se folosi de respectivele documente solicitate. Vorbeam astăzi și despre mediul economic, ar trebui altfel susținut cu un parc industrial în proximitatea municipiului Târgu Jiu. Haideți să rămânem la acest al treilea punct, cu parcul industrial. Gorjul este clar într-o mare problemă economică în ultima vreme, pentru că toate marile obiective economice sunt într-un regres și nu-l discutăm acum aici, plecând de la unitatea mea economică, care a avut 9.000 de salarii și acum are 800 de la uzina Sadu. Complexul energetic, știm cu toții, a pornit în 2012 cu 19.000 și ceva de salariați, acum are 13.000, a pierdut 7.000 de locuri de muncă. Asta este, probabil în perioada următoare se vor mai pierde niște locuri de muncă. Toate s-au strâns în Gorj, și Mirfo, și Grimex, și Rum, și Cimentul. Ca număr de salarii s-au pierdut locuri de muncă. Între timp nu s-au creat atât de multe locuri de muncă pe cât personal ar fi fost. Unii au ieșit la pensie, mă rog. Multă lume a plecat în afară, deci trebuie să întâmple ceva să atragem investitorii români sau străini, să atragem sume mari de bani, pentru că altfel nu vom avea succes. Și noi am venit aici cu programul nostru, cu ideea de a iniția și un Târgu Jiu, și Gorj nu are un parc industrial, are la Bumbejiu un parc micuț acolo, sunt câteva firme, dar avem condiții propice în nordul orașului și am mai spus de a face un nucleu 3, 4, 5 hale pentru început de diverse dimensiuni cu toate utilitățile. Și o să spuneți, da, de unde o să vină investitorii? Noi avem un proiect să facem un mic colectiv, un departament în Consiliul Județean de 5 oameni, să spunem, care să aibă fiecare o pregătire specializată pe fiecare domeniu în parte și să venim noi către investitori, nu să mai așteptăm. Investitorii nu trebuie așteptați, trebuie căutați. Sunt oportunități, se pot identifica persoanele și calificările pe care le au. Deci să interconectăm Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, să vedem ce oameni sunt în Gorj, ce oameni sunt în căutare de loc de muncă și ce calificări mai avea în Gorj, să facem și un studiu ce oameni s-ar întoarce acasă. Eu vă spun, s-ar întoarce oamenii acasă dacă ar fi plătiți, tot repet, la cel 1347 de lei. Nu se întoarce nimeni să lucreze din Timișoara dacă acolo ia 2000, 3000 de lei, 4000 de lei. În Anglia ei au venit cât de cât de 2000 de lire. Nu mai vorbim acolo, că e departe, da. Vorbeam cu cineva zile trecute, căuta un electrician bun la Cluj pentru o lucrare. 200 de lire. Cu 2000 de euro, căuta un electrician în Cluj, nu găsea un electrician bun pe termen determinat cu 2000 de euro și nu era o glumă. Ei, lucrurile astea cum se pot întâmpla? Cum pot crește salariile? Mișcând lucrurile din loc, venind investitorii din zonă, nu sunt capabili în sensul că nu au atâta putere economică încât să dezvolte locuri de muncă, multe locuri de muncă. Și atunci e nevoie de investitorii care au sume mari de bani în spate. O să fie o perioadă 2021-2027 în care se vor accesa bani pe zonele afectate de povestea cu decarbonarea, care e reală, nu putem să ne opunem proiectului mondial și european. Până la urmă, acordul de la Paris prevede 32% energie verde în 2020. Și spune că se va diminua activitatea. Încet, încet se va mai diminua mai activitatea. Nu vreau să sperii oamenii, se va scoate cărbune în continuare, se va da energie pe cărbune, dar încet, încet, la fel se spunea și 97-98, nu se închide nicio mină de subteran. Activitatea va fi redimensionată. Exact, se vor redimensiona lucrurile. Se vor face grupuri pe gaz în 2-3 ani, 4 ani, ușor, ușor se va restrânge activitatea pe cărbune, unde lucrează destul de mulți oameni. Cred că 8.000, 9.000 sunt angrenați pe exploatarea de cărbune. Noi nu putem să stăm cu mâinile în sân și pe perioada 2021-2027 să nu accesăm cele 6 județe care vă spuneam, zonele miniere, și pe lângă ele mai e Mureșul, Doljul, Galațiu, cred că și
și Vâlcea, care sunt județe considerate cu grad mare de poluare prin industria pe care o au. Nu putem să nu accesăm acei bani din fondul de tranziție justă, pare că se cheamă. Sunt vreo 40 de miliarde de euro, care nu pentru România, pentru toate zonele din Europa, din categoria asta, zonele miniere. Nu putem să stăm și să ne uităm în sus. Dacă vom fi pasivi, vor lua alții banii din țară sau din alte țări vecine. Asta cum se poate face? V-am spus cum. Prin acel departament și prin a fi proactiv și a accesa acei bani, pentru că, din câte știu eu, și pe perioada 2013-2020 s-au cumpărat certificate de carbon, dar o parte din bani trebuia să se întoarcă investițional. Nu mă bag în povestea asta, pentru că avem pe domnul Șarapatin, când o să vină, o să vă spună de mai multe. Nici acolo nu s-au accesat toți banii care trebuiau, care se puteau accesa ca să faci investiții. Și noi avem șansa asta, cât se dau banii ăștia, 2021-2027, să dezvoltăm lucrurile în gol și să atragem investitori. Mai avem personal meseriaș, cum se spune, în Gorj. M-am uitat pe strategiile Consiliului Județean pe acolo și pe la primărie. Scrie că în Gorj nu avem tradiție industrială și așa scrie, eventual o să ne dezvoltăm pe confecții, pe prelucrarea lemnului. Nu e adevărat, să mai găsesc oameni și sunt oameni care s-ar mai întoarce acasă. Dacă ar lua un 3.000 de lei în mână, eu zic că sunt care s-ar mai întoarce către casă, dar n-are unde să lucreze în Gorj. Nu găsesc. Nu putem să avem, sunt comune servicii cu astfel de plată. Sunt comune în România care au parc industrial și au 30 de firme. Nu pot să am la Târgu Jiu să stau, zic, am bifat. Nu se preocupă nimeni, domnule Marius Hoară, de viața nu să ne preocupăm, satului, de mediului rural în următorii ani, și pentru că nimeni nu vrea să afle câți cetățeni sunt la ora actuală în fiecare comunitate, și mă refer de sat, comună, în momentul acesta, și câți vor mai rămâne în următorii ani. Pentru că unii vor dispărea în mod natural. Tineretul nu se întoarce aproape deloc nici la Târgu Jiu, nici la Mutru. Părăsite, terenuri nemuncite, foarte, foarte multe, și nu există, să zicem așa, o preocupare ce se va întâmpla cu o anumită localitate. Sau care este viitorul acelei localități? Unde ne aflăm și unde ne vom situa peste 2 ani, 3 ani, 5 ani? Administrația locală, Consiliul Județean și primăria nu poate crea direct locuri de muncă, dar poate crea un mediu economic care să atragă investitori. Dar măsuri intervenționiste. Adică, nu știu, în localitatea aceasta dezvoltăm un meșteșug și aducem aici, sau nu știu, noi putem să facem atelier. Să știți, noi, USR-ul sau toți care vom fi la guvernare, pe o perioadă măcar limitată, se poate face din Gorj o zonă economică specială. Ce înseamnă asta? Să dai niște facilități fără impozit pe profit, se poate face prin acel program european din zonele care vor avea de suferit din cauza poveștii cu decarbonarea. Dar trebuie să faci demersurile astea. Trebuie să le faci. Asta spuneam, că trebuie unite un pic lucrurile de oameni care acum mi se pare că suntem pasivi. Noi suntem pasivi. Este și o perioadă, domnule Marius Hoară, de pre-campanie electorală. Toată lumea este interesată să adune capital electoral, pentru că a câștiga alegerile înseamnă a avea putere. A avea putere înseamnă că o duci foarte bine în următorii 4 ani. Mi-a spus de sat și de zona de sat. Sunt multe lucruri care le putem face și nu se pot face și nu se fac. Zona de nord a județului e extraordinară. S-ar putea trăi mult mai mult decât acum din turism, din turism rural. Eu am fost de câteva ori în Ardeal. Putem face, uite, grupuri gastronomice, puncte gastronomice locale. Nici nu se știe de aici. Se autorizează ușor de ANSVSA. Cineva care are o bucătărie cât de cât utilată, oferă din mâncarea din două feluri pe zi, două feluri 1, două feluri 2 și un desert. Exact ce mănâncă el, poate să mănânce la un turist. Lumea caută lucrurile astea. Dacă te duci pe Sohodol sau dacă te duci la Tismana, dacă te duci la Novaci, vezi punct gastronomic local, la Viscri. La Viscri sunt mai multe puncte gastronomice locale și să știți că prețurile sunt destul de mari, pentru că lumea caută și e cererea și oferta la mijloc. Erau mai multe puncte gastronomice locale, prețurile erau mari de... Și culmea, era plin. Sunt autentice, bio. Da. Eu n-am mâncat, n-am rămas, că n-aveam loc, efectiv. Și m-am uitat, erau, adică, 3 persoane cât eram, dădeam peste 100 de lei și n-am mai stat, era și coadă, dar se pot face bani. Nu a venit nimeni să le spună, oamenii nu știu de lucrurile astea, dar trebuie să fii către ei la țară, să faci întâlniri cu primarii, cu oamenii, gospodari din sat, spui, n-ai
sau ai o pensie mică, uite ce ai putea să faci. Ai aduna pe lângă ei și producători locali care și-a mai desface produsele. Nu face nimic către producătorii locali, mai avem, eu cunosc câțiva producători locali în județ, v-aș zis dumneavoastră, care produc legume, care produc mure, foarte greu își desfac produsele. Putem să facem o zi a producătorilor locali autentici, nu, dar să-i aflăm care sunt autentici. De două ori pe lună, cum sunt în alte părți. O zi a producătorilor deci locali. Deci nu doar o dată toamna de ziua recoltei. Ne putem gândi și se poate face, exact, nu doar o dată și de ziua recoltei, unde nu toți sunt producători locali. Sau ce și le ia de la Angrud în Craiova și zice că e producător local. Certificatul ai producător se dă foarte ușor. Cu inspecție te poți duce la autoritatea locală, ia să văd, ai solar de roșii, tu le produci sau le cumperi. Se poate verifica. Să dezvoltăm o mică piață de grâu. Noi avem în proiect și deja e în România, sunt 5 food hub-uri, se cheamă 5 dezvoltate de un ONG. Ceea ce food hub e o interfață între producători și cei care cumpără. Un site, inclusiv acum se trece la parte de depozit, în care știi pe unul care face cârnați buni, știi pe unul care face o brânză bună. Sunt dezvoltate toți, în Ardeal, da. Și unul cred că e prin pe zona Sucevei. Platformă, da, pe acea platformă și știu pe unul care face legume bune, 2-3 din Bălești. Oamenii mai au încă tradiție, încă mai e. Se va pierde tradiția, de exemplu, și de legumicultori în Bălești dacă nu facem nimic. Acea mică piață de gro, acel food hub, se poate dezvolta. Iar revin la, deci, la programul SRE. Comunitatea gorjeană, asta ți spune noastră, comunitatea gorjeană de producători ar putea să fie acest exact, și să-i ajutăm proiect, cumva să-și desfacă produsele, toți nu face nimeni reuniți, nimic. Toți gorjenii producători, da, o piață de gru, de exemplu. Da, o piață de gru, de, să zicem, de interes județean. Nu cum s-a făcut în București și acum, nu știu, s-au vândut o vreme țigări în ea, s-au dat 50 de milioane, 40 de milioane de euro pe undeva prin Bercin, parcă era o piață de gru și cu 15 ani. N-a funcționat. Nu ceva uriaș. Ceva mic care ulterior se poate extinde, pentru că oamenii au probleme cu desfacerea produselor și nu vor mai produce. Avem un plan inclusiv revitalizarea, am fost zilele trecute la Bălești și se plângeau oamenii că au avut sistem de irigații. S-a furat ca peste tot, vinovașie și doamne, am luat toți de acolo, cum s-a luat în toată țara. Acum dacă s-ar face, nu, ei nu pot să facă singuri. Acum nu cred că lumea și-a dat seama cât de rău e să n-ai apă. Ei aveau apă la Bălești în partea jos la Ceaurul acolo. Să revitalizezi asta, tot statul ar veni prin niște proiecte, pe fonduri europene, că sunt o grămadă de bani în agricultură, să nu poți să le facă o persoană să vină să facă aducțiune de apă. N-am auzit în Gorj că există terenuri, să zicem, irigate. Au fost la Bălești, în Ceaur au fost, da. Au fost teren irigat în partea de comunicultură. Păi nu mai sunt, s-au stricat, dar au fost înainte. Le putem reface în zona aia, mai fost în zona Turburea. Se poate face și în partea de lunga Modrului, în partea Samarinești, Văgiulești, în acea lungă. Mai sunt lucruri unde se poate face legumicultură. Gorjul totuși nu are așa mult teren productiv arabil. Au avut livezile alea care s-au pierdut pe la Câmpul Mare și pe la Bran, pe acolo, care stațiunea pomicilor care nu mai este. Stațiunea mai este cât de cât, așa, foarte puțin. Putem să facem și pe agricultură, pe turismul, am zis acel turism rural, am vorbit de punctele astea gastronomice locale, dar se poate face mai mult decât atât. Să îmbinăm agricultura cu turismul. De exemplu, sunt oameni care vin, eu fac ciclismul ăsta de anduranță, v-am zis, anul trecut am făcut vreo 5.000 de km cu bicicleta, așa, în 3-4 județe, am fost inclusiv în Serbia singur, așa de nebun, m-am mai supărat și cu soția, care zic că am trecut vreo 80 de km din graniță încolo în prima zi și a doua zi am venit pe Herculane. Și mergând mult așa, mă întâlnesc cu oameni care circulă. Cunoașteți altfel. Vin oameni din Craiova, de exemplu, eu un DJ din Craiova care vine și se dă cu bicicleta, vine la 2-3 zile în Gorj. Îi plac traseele, ce, unde să mă dau în Gorj, unde să mă dau în Dolj, unde, pe în jurul Craiovei. Și vine aici, pune bicicleta pe mașină, dar sunt mai mulți de genul ăsta. Și vine să dă în zona Runcu, se duce la Dobrița, duce pe la Sadu, pe la Curpen, pe la Rugi. Sunt mai mulți de genul ăsta. Ce s-a făcut în Ardeal, de exemplu, în zona Sighișoara, Viscri, Saschiz, s-au făcut 100 și ceva de kilometri de traseu de bicicletă, care ce înseamnă? Prin păduri, vorbiți de prin un locuri frumoase. Tot amintit că și în Târgu Jiu avea piste pentru cicliști de ani de zile. Nu există un kilometru în oraș de pistă, e mai greu. Nu l-am văzut. Să ai, venim acolo, că acolo am un proiect, aia e propunerea mea, vorbim de treaba asta, dar vorbim de trasee. De exemplu, ce ar fi să te duci cu bicicleta, de exemplu, la Runcu, să te cazezi pe acolo la o pensiune sau undeva, să te duci cu bicicleta prin păduri, așa pe sub munte, până la Tismana și înapoi.
ar fi o nebunie, ar veni, vă spun, ar veni oameni, stau 2-3 zile acolo cu familia, sunt oameni care merg toți cu bicicletele. Care caută ieșirea din oraș. Care caută ieșirea din oraș sau în zona Polovraș, Baia de Fier, nu ai traseele alea, nu vrea neapărat să, eu, de exemplu, ciclist de asfalt, nu merg prea mult așa pe un mountain bike-ul, dar sunt oameni care stau în București și vrea să iasă în natură, dar să facă un traseu, să se ducă, uite, să meargă de la Horezul, Vaideieni, cu bicicleta, până la Polovraș, Baia de Fier. În primul rând, domnule Marius Hoară, trebuie făcute, semnalizate și după aceea puse pe o platformă, că dumneavoastră spune de digitalizare. Uite, turistul să găsească în Gorj, accesează turist în Gorj, nu știu, turism asta în poate, Gorj. Asta se poate face lucruri singure. Pentru bicicliști aveți următoarele oportunități. La noi, în Târgu Jiu, lumea nu este tentată să rămână peste noapte. Vine și pleacă, se uită, vede coloana. Să vorbește despre turismul pleacă. De tranzit, stau o oră, două, exact. Trei. Exact, asta se întâmplă la ora actuală. Uite, în București fac de ceva timp niște trasee culturale de seară, ce înseamnă asta. Avem și în Târgu Jiu 2-3 ore pe înserat, așa, să te duci cu cineva care cunoaște istoria județului, să o iei din centru, să faci 4-5 km, să te duci să prezinți istoria palatului administrativ, să te duci la Casa Măldărescu, care, din câte știu eu, e cea mai veche, Casa Moangă, deci la liceul Tudor, zona centrală, dacă eu numai așa. Cine să-ți prezinte lucrurile acestea? Sunt oameni de cultură în județ care ar putea face și voluntariat în treaba asta și care știu istoria obiectivului respectiv. În București se fac trasee de astea de noapte, de ajung la 2-3 noapte acasă, se lipesc campul și la un moment dat în zona Bisericii Armenești, se adună sute de oameni. Să vii să faci, de exemplu, avem o minunăție la Curtișoara, nu prea e cunoscută. O seară muzicală acolo, pe iarbă verde, la Muzeul Sat. O seară de poezie. Bun, lucrurile astea ar atrage turiști străini să rămână peste noapte și ar mai fi și altele. Ai niște infochioșcuri în zona centrală. Să se creeze evenimente. Exact, se creeze evenimente. Păi care... Da, sunt foarte puține. La Teatrul de Vară, am dat niște, Dumitru. Am dat niște exemple. Lumea ar vrea să afle lucruri. Da. În Parcul Coloanei Infinitului, acolo au început să mai creeze... Avem clădiri istorice, clădiri frumoase și cu istorie în spate. Noi trebuie să creăm o poveste pentru spuneam oraș. Spuneam despre chioșcurile acestea din centru, pe care și eu le văd închise și cumva sunt tristă că le găsesc în ies de vară. Nu știu, după mine arată așa, nu sunt... arată bizar, ridicol, nici târgul ăla de... Eu nici nu aș mai face modul ăsta, târgul ăla de Crăciun. Nu s-a primul mai că făcut nu... acum, pentru că pe acum pandemie... Acum mai cu pandemia, dar e așa, bifăm o acțiune acolo și când a fost târgul de Crăciun. Da, acum e pandemia, am înțeles, dar nici când a fost anul trecut. Eu nu e un târg de Crăciun să-l compar cu Sibiu, cu Cluj, cu alte zone de genul ăsta. Așa ceva. Am bifat acolo acțiunea și cu asta se... Cum face? După ce se va termina și cu pandemia asta, târgul ăla, de exemplu, nu găseai în el să bei ceva cald și să mănânci. De ce nu am o jumătate de porc acolo? Era un păhărus de vin, cred că era. Mai multe locuri de mâncat în Sibiu, probabil ați fost. Găsești 3-4 cu brânzeturi locale, cu tot felul de dulciuri locale. Planul nu erau, erau numai cu acadele din alea și cu lucruri cu hăinuțe. Bun, înțeleg, deci nu era studiată varietatea comercianților care erau în căsuțe. Nu erau atractivi, mie așa mi s-a părut. Nu atractiv nici pentru mine, care nu mai am fiică mai mare, dar nici pentru un copil micuț acolo. Lumea, în primul rând, trebuie să vrea să mănânce ceva. Am văzut și în București l-am făcut și în Sibiu. Jumătate erau pe mâncare, pe băutură, pe un ceai caldon. Și unde să servească? Că nu sunt niște locuri amenajate pentru a putea să ții casă. Și faci la prefectură acolo, da. Decât pe linia aia acolo unde se face înghesuială. S-ar putea face altfel. Ar trebui puse niște măsuțe, niște băncuțe. Da, deci s-ar putea să face fie altfel. Măcar temporare, așa, pe durata evenimentului respectiv. A spus apropo de chioșcuri și m-a dus gândul la infochioșcuri. Cât nu costă există, să facem infochioșcuri? Pe toți invitații mei e un mic calculator pus într-o cutie în zona centrală. Infoturist, exact. Pe care le găsim nu în trebuie să facem oraș din altă țară străină. Am făcut cu hărți, pliante. Pe bani europeni, punct de informare turistică la Câlnic, care nu știu dacă e deschis. Tot felul de comune, a fost o golănie din asta ordinară în toată România, s-au făcut puncte de informare turistice. Eu nu vorbesc de Horezul, de Novaci, unde trebuie să-l faci. Au făcut în niște comune care nu dă nimeni niciodată pe acolo. S-au luat banii de la Europa și s-au cheltuit aiurea. Dar n-am bani. Bă, zis, eu îl dau pe la punct de informare turistică în Câlnic. Eu nu știu câți vizitatori are acolo acel punct, nu știu dacă e deschis, dar s-au cheltuit niște bani pentru el. Și Gorj îi prinde punct de informare turistice, nu în zone turistice, în zone aiurea, care n-au turist local.
Așa, dar cu bani puțini în Târgu Jiu ai putea avea 5-6 zone de infochioșcuri în care să ai de ce vorbeam, ce pot să fac în Târgu Jiu astăzi, diseară, ce pot să văd, unde pot să mă duc, automat niște să pliante, crezi niște evenimente. Niște pliante cu activitățile care sunt și niște pliante, dar infochioșcul ăla e da? Cu touchscreen și mete, un laptop și văd imediat unde mă cazez, unde... În weekend și acolo da, găsești da. Un pliant, weekendul acesta se întâmplă evenimentul cu tare. Noi n-avem nici la, n-avem ghidaj la calea eroilor. Vine omul la poarta sărutului, vine omul la... Apropo de poartă sărută, e un cetățean care vinde lozuri acolo. E un personaj, știți câte știu omul ăla. Deci el face ghidaj în mod gratuit, mai vinde un loz. El face ghidaj turistic acolo. Știi, are niște cunoștințe. Și polițiștii locali. Da, și polițiștii locali. Mai reușesc și dumnealor să-i ajute pe turiști. Păi n-avem ghidajul ăsta, nu știu. Răspunde. Poți să-l faci cu personal autorizat plătit. Acum poți să faci un panou electronic în care să pui o istorie. Primăria, să... deci candidatul dumneavoastră al Alianței, trebuie să găsească soluții dumneavoastră ca președinte al Consiliului Județean, nu știu dacă o să vă ocupați. Deci, ce da, astea sunt, eu am vorbit de lucrurile primăriei, da. Dar Târgu Jiu înseamnă foarte de mult ceea ce din lipsește, județ. Că dacă vorbeam și despre ceea ce lipsește în orașul Târgu Jiu. Dacă tot am vorbit de poarta sărutului, nu vreau să trec peste deranjul. Eu am aflat acum două luni, nu cred că sunt mai mult de două luni, dar nu pot să nu spun chestia asta, mă deranjează maxim și cu toți cu care am vorbit, acea stație meteo de pe poarta sărutului. Mi se pare o prostie ordinară. De ani de zile înțeleg că e acolo pusă, zic unii că nu-i de aici, e pusă de Ministerul Culturii. Deci a ține o stație meteo pe poarta sărutului mi se pare o rușine pentru județ. Bun, n-am pus-o noi, o fi pus-o Ministerul Culturii, nu știu, sigur că n-am, nu, să zic că nu am auzit la primărie să întreb. O să, probabil, apropo, o să candidez și sunt absolut convins că voi fi consilier județean. Dincolo mai am niște dubii, nu sunt 100% sigur că voi câștiga președinția Consiliului Județean. Dar Consiliul Județean voi ști sigur. Până acolo nu m-am informat exact cine a pus-o din administrația locală sau de la Ministerul Culturii. Dar e o prostie să ții pe o operă de artă, pe o sculptură, până la urmă, să ții o stație meteo. Eu dacă aș veni ca străin și văd chestia asta, nu mai vin, frate, de ce să văd? Las verdeața aia de pe poarta sărutului care nu știm să o curățăm. Deci noi avem probleme cu monumentele că... Da, august, am înțeles că nu este contractată un proiect nu, la ora asta trebuie securizate. Întreținere a operelor. Trebuie securizate, mai ales toată partea asta de Alea Scaunelor și Poarta Sărutului. Mie mi se pare că orice copac de acolo, dacă e o furtună puternică, vreo 4-5 în care pot să cadă pe Poarta Sărutului. Nu e drobul de sare, chiar se poate întâmpla. Nu știu, nu securizează, nu m-am uitat să fie ancorat strași în partea cealaltă. Deci noi avem o problemă până a promova, că și aici trebuie promovare agresivă pentru operele Rublâncu și trebuie să le securizăm mai devreme. N-am fost în stare și trebuie făcut, știți că la anul e a treia oră și ultima oră când înțeleg că mai putem să prindem patrimoniul UNESCO Calea Eroilor. Este dosarul la o comisie. Păi e dosarul în 2015, l-au și retras, că nu știu, iar la cel mai puțin contaj s-a făcut, praf am fost și prima dată și a doua oară. Deci în 2021 nu sunt sigur dacă vom fi în stare cu Ministerul Culturii, cu cine îl face acolo, să-l scriem cum deci trebuie. Știu că este depus dosarul, trebuia analizat. Eu m-am uitat cu pandemia, acum a mai complicat. Pe site-ul UNESCO sunt lucruri prinse în patrimoniul UNESCO în lumea asta, care veche hidrocentrală, sunt lucruri care sunt comparabil mult, mult mai jos ca valoare culturală, istorică, decât Calea Eroilor. Și nu reușim nici să facem chestia asta. La anul e să judecă din nou. Domnule Marius Hoară, în perioada de precampanie și campanie electorală, toți politicienii reușesc să facă ceva. Și sunt sigur că vor face, dacă vor fi aleși, vor face. Dacă nu vor fi aleși, nu vor face. Problema este că sunt și aleși, că se ajunge la un rezultat în urma scrutinului organizat în acest sens. După aceea apar, să zic eu, neputințele. Nu mă lasă legea. Atribuțiile mele constau în asta și asta și asta. Eu doar veghez, eu doar urmăresc. Nu pot să fac altceva decât atât. Deci și după aceea iar mai așteptăm următorii 4 ani. Da, din păcate următoarele alegeri. Și tot așa. Credeți că mai vine cetățeanul la vot așa? Se mai întâmplă mai ceva. Mai are pentru ce să vină la vot?
se mai întâmplă ceva. Dacă un partid are un proiect bun și, să zicem, noi intrăm și nu reușim să fim majoritari în Consiliul Județean. Vă spun blocat, sincer, adică dacă avem un proiect bun, propunerile... nu se va face de ce aia. Ăla de la USR o să laudă ea că l-au făcut ei. Ar trebui lucrurile astea care țin de administrație, că noi vorbim primul de administrație locală, nu facem legi. Eu am amintit lucrurile bune pe care le gândește USR-ul când va ajunge la guvernare, pentru că fac parte din USR și lumea când mă votează pe mine trebuie să gândească și partidul care e în spate. Dar din punct de vedere al administrației locale, dacă n-ai majoritate, e greu să promovezi un proiect. Și legi în Parlament, dacă ești în opoziție, foarte greu, chiar și cu un amendament, chiar dacă e bun, e corect, rar s-a întâmplat. Mai mult se face figurație. Astfel. Rar s-a întâmplat ca să fie aprobat un proiect, se găsește după aia o soluție. Cum a fost DNA-ul pădurilor, care a trecut și n-a trecut până la urmă. A venit de la OSR și i-au dat în cap la DNA-ul pădurilor. Aici e o mare problemă. Uite, vorbeați dumneavoastră de piste, iar nu ține de Consiliul Județean, să zic că ține mai mult de oraș. Fiecare administrație, dar ideea mea, pădurea de la Drăgoieni, eu am zis, e un proiect care se poate face pe bani puțin. O pădure, parc urban, făcută acolo, cum e la Cluj, cum e la Sibiu, cum e la Brașov. Ce înseamnă asta? Să o securizezi. Ea, cred că e a statului, 100%. Nu. Și dacă e privată, poți să o cumperi. De-aia e a statului. Să o înconjori cu un gard, să o securizezi frumos și să pui bănci alei, să ai internet wireless, să ai poliție locală acolo. Și un autobuz care merge din 10 în 10 minute, 6 km electric, de exemplu, cu spațiu de biciclete, în care te duci, ți-ai copilul, te duci, citești o carte, la se plimbă cu bicicleta pe acolo, pe alei, prin pădure, câteva, nu știu, peste 10 hectare. Igienizată, făcută frumos. Lucrurile astea sunt, că n-ai unde în Târgu Jiu deocamdată, va fi greu de făcut acele piste de biciclete. Avem noi un proiect, dar nu prea ai spațiu. Să duc lumea și pe insuliță, în parc sunt ciorile care și aia e o problemă, nu știu cine o va rezolva, sper să o rezolve cineva la un moment dat. Va rezolva și problema ciorilor, acela care va reuși să rezolve și problema câinilor vagabonzi și a țânțarilor. Nu vin eu să zic că o să o rezolvăm noi. Sunt probleme care le știu toți și trebuie rezolvate. Le discutăm de fiecare dată. Ei, eu, de exemplu, pădurea asta n-ar costa cât 100-200.000 de euro ca să o înconjur cu gar, să o igienizez și să amenajez niște alii, nu să o asfaltez și nu să facem terase să bem bere acolo, că avem peste tot orașul plin unde să bem bere. Să ne mergem să stai la un aer curat, să te duci cu copilul, să plimbi la cu bicicleta, să te duci tu să faci niște pași, că nu ai unde în Târgu Jiu, în afară de parc, m-am zis, unde te mai duci pe insuliță. În rest, în spații puține, și zona centrală. O avem acolo, e lângă noi. Nu mai spun că anul trecut ne apucasem să o tăiem, că se apucase un afacerist local să taie din ea. S-a blocat până la urmă că a sărit lumea, a sărit presa. Vorbesc de partea dreaptă acolo, nu de stânga, care să zică ține de Bălănești. Sunt multe lucruri care se pot face cu bani mai puțini. Eu nu veni să promitem, că mi se pare, promit oamenii ăștia că fac drum expres până la Craiova. Păi cum se crede eu dacă tu n-ai fost în stare să termina centura asta, care treia terminată în 2016. Cum? Cu ce faci juncțiune dacă faci drum expres, dacă tu n-ai terminat autobuzul? Autoritățile amintesc de motive obiective, că a fost un proces, că a fost bun, și atunci eu ca alegător, de exemplu, să spun că n-aș candida acum, vine unul și îmi spune că îmi face drum expres la Craiova. Nu-l cred, pentru că dacă n-ai terminat și nu dai un termen, n-a venit nimeni să dea un termen, să spună da, într-un an sau în 2 ani de zile, fac centura asta ocolitoare. Nu o să-l cred că face drumul la expres. N-am fost în stare la Lainici, noi trebuie să, CNAIR-ul să facă, să faci podul ăla peste Jiu acolo. A rămas pe drum european. Acum înțeleg că se semnează contractul luna asta, a promis primarul că vine premierul și semnează luna asta. În luna asta se semnează contractul și facem podul acolo. De-aia ne și, ca să zic pe români, ne înjură lumea. Când? Acum semnăm contractul în luna asta. De asta nu mai are încredere. Oricare candidat ar anunța un proiect, se găsesc imediat niște contestatari, fie direcționați de la o altă formațiune politică. Exact, dar nu poți să anunți lucruri mari. Noi nu, asta era ideea, că noi nu anunțăm lucruri mari de făcut. Că nu se va întâmpla nimic. Domnule Marius Hoară, vor fi niște alegeri atipice, pentru că traversăm această perioadă guvernată de pandemie. Probabil că vor fi modificări privind prezența la vot, vor fi noutăți privind organizarea alegerilor, adică ziua respectivă cum va arăta, procedurile pe care trebuie să respecte alegătorii pentru a-și exprima opțiunea. Deci, da, aveți dreptate, sunt alegeri atipice. Și rezultatele poate vor fi viciate oarecum de acest context, de acești factori. Cred că vor fi viciate. Va fi un proces democratic
mai puțin democratic, pentru că va fi o prezență, toată lumea spune, ceva mai scăzută decât în mod normal la vot, că e normal ca oamenii să se teamă și probabil că unii nu vor veni neavoși și din... Mai ales cei în vârstă. Mai ales cei în vârstă, da, și nehotărâți. Dacă erau cei în vârstă, da, prezenți, și da, pensionarii veneau din, să voteze dimineața. Din păcate ne prinde situația asta și cu neaprobarea desfășurării alegerii la primar și la președinții Consiliului Județean, care candidează și în două tururi. S-a zis, s-a promis și guvernul actual, înainte de a ajunge la putere, a zis o să facem chestia asta în două tururi. În momentul când au venit, au zis, n-am putut că n-am fost de acord PSD-ul. Până la urmă și PNL-ul i-a convenit chestia asta, pentru că primarii sunt la PSD și la PNL, văd că se mută, fiecare zi mai aflăm doi de acolo, s-au dus din stânga în dreapta, de la PSD la PNL, la PNL la PSD. Fac un troc, să primească experiență, să mai capete experiență. E bine acolo. Dar cum vezi lucrurile acestea, că tot ați amintit acest aspect? Un primar este propulsat de o formațiune politică și la finalul mandatului schimbă brusc orientarea spre formațiunea cu care a fost în opoziție. Pe care i-a înjurat 4 ani și până trece la ei și se pupă toți. Pe cum? Acum de asta nu mai este bun partidul care te-a făcut primar, este bun celălalt cu care nu erai deloc, să zicem, de acord. Din păcate asta s-a făcut e... acest an, adică Asta e, așa a ajuns politica la noi, pe undeva e de vină, să știți, și cultura electorală, nu vreau să acuz alegătorii, unii sunt captivi, ei, așa cum am vorbit. Sunt puși în fața unii facultate. Sunt captivi, unii nici n-au din ce alege. Da. Unii nici n-au. Și când apar unii, nu zice că suntem noi, că nu suntem niște sfinți, nici eu, nici colegii mei, dar suntem oameni, eu spun, mult mai onești, mai cinstiți, în primul rând că n-am făcut politică, eu unul dacă nu... La satul, dar la Bumbești e Jiu. Ați avut primar liberal sau orientat s-a dus la PSD, domnul Constantin, da, Bogaru? La Turceni, da, primar PSD. Tot județul e așa. Am zis și la Tisman, așa trebuie. PNL. La Gurgiu am spus USL-ul, care a fost o mare... Și când zic oamenii că tot aceia sunt și colo și colo. Tot aceia, doar da. Se preumblă așa. La Gurgiu USL-ul există, după mine. În sezoanele electorale. Nu s-a desființat. Ăla că s-a înființat atunci, în 2012 sau când a fost... Deci de la dumneavoastră nu pleacă, nici nu vin. Noi n-avem, deci noi avem prin statut, nu avem traseiști politici. Cel puțin în ultimii 2 ani noi aveam prin statut, nu am primit oameni care în ultimii 2 ani au făcut politică, dar și care iau, mă uit în general. Deci nu avem oameni care au fost primari, viceprimari, parlamentari, pe la alții. Nu, sunt în mare majoritate oameni care nu au făcut politică deloc. Carieriști în administrație sunt căutați, să știți. Carieriști în administrație, adică primarii în exercițiu sunt foarte curtați. Deci se fac negocieri. Da, puteam poate să-i luăm și noi, dar nici nu puteam să-i luăm prin statut, v-am spus. Deci noi și dacă vrem să zicem că am fi vrut noi de la Gorj să luăm un primar, să luăm la USR. Nu putem, pentru că ne-am prins în statut și eu nu știu care partid mare. Nu, eu mă întreb așa, în locul acestor persoane, cum de-o dată am fost social-democrat și de mâine mi-am schimbat și năravul și... Păi e simplu, pentru că omul respectiv vrea să stea acolo la primărie. El spune că liberal. Stă de dragul electoratului. Doamna primar de la Turceni a fost social-democrată și de mâine nu mai este. Deodată o transformare așa 100%. Da, am văzut, am citit titlul la liberală. Mult. Primarul PNL așa susține candidatul de la PSD care candidează la primărie, îl susține pentru a fi viceprimar. Deci a bătut palma ca să nu știu, lasă la mai moale, stai liniștit că rămâne tot așa. Eu primar, tu viceprimar. Deci un semi-blat sau un blat între PNL și PSD. Ca să fim tot noi aia în echipă acolo, că dacă vine Florin Preda de la noi, de la USR, primar sau viceprimar, lasă rămânem tot noi doi, că până la urmă ne-am înțeles și bine așa. Vreau să spun mai mult de ce e bine acolo, că oamenii, dacă stau mult pe un loc, se înțeleg pe banul public. De-aia spun că transparentizarea totală e singura soluție. Fiecare leu cheltuit să-l vedem pe site, factură, contract, act adițional și să văd pe ce s-a dat banul. Pe la Bălănești sau nu știu, a dat 1 milion de euro pe un cămin cultural, pe la Crazna fac de-astea. Pe ce mai aveți în echipă, domnule Marius Hoară, că vorbeam la de Consiliul Județean, candidaturile la Consiliul Județean, dumneavoastră pentru funcția de președinte. Și eu sunt. Și pentru Consiliul Județean, sunt evident. Sunt pe patru care eu spun că va fi eligibil. Mai avem pe Radu Minuță, care e pe primul loc, pe domnul Goanț, îl avem pe profesorul Marius Troie pe locul 3, avem pe locul 5 pe doamna de la doamna Otilia Belcineanu de la Plus, pe domnul inginer Tutunaru de la Motru pe locul 6.
poți să ne aducem poate chiar acolo la 5-6 oameni. La Târgu Jiu, că e foarte important, e mai mult de o treime din județ, avem candidați pe primele locuri pe doamna Mihaela Runceanu și doamna Cristina Goanță, doamna Mihaela Runceanu, profesoară de la informatică de la Liceul Ecaterina, care pregătește echipa de informaticieni. Cunoscut da, de toți în fiecare an, doamna Cristina Goanță, care a fost încearcă așa să aibă și carieră în ambele performante la vremea respectivă când au fost eleve și studente. Doamna Cristina Goanță, care e un suflet extraordinar, așa, o bătăioasă profesoară de română de la Liceul Tudor, pe locul 3 l-avem domnul Florin Șarapatin, care candidează la primărie din partea Plus și pe locul 3, că v-am spus, candidăm în alianță. Ca să vă spun numai, v-am spus câteva locuri, dar din primele locuri. Pe care noastră le promovați, le... Iar în județ avem oameni de votat în județ, la Motru, primarul de la Motru, un om extraordinar, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, la ora actuală pensionar, a lucrat în poliție, dar e un om deosebit, domnul Florin Preda, respectat în Motru și un om devotat, un om devotat și devotat Motrului. Care a declarat, eu am discutat serios cu dumnealui, a spus în mandatul meu, eu nu ridic salariul de primar, voi face o fundație și pentru cine face ceva pentru oraș, că este un elev deosebit, că eu voi dona salariul și eu îl cred pe omul ăsta. I-am spus, zic, chiar mergi cu chestia asta la electorat? Da, zice, am o pensie bună și eu nu vin. Eu vin pentru Motru, trăiesc aici de o viață și vin să fac ceva pentru oraș. Eu nu fantastic. Și un om care pictează un om cu expoziții în țară și în străinătate. Ar putea să aibă așa niște premii de excelență în comunitatea respectivă. Niște oameni bătăioși, buzarii de la Mătăsari, oameni care... Dar nu știu, fiecare cetățean... Domnul Pleșu la Pade și niște oameni care dacă ar ajunge primar, ar face mai mult decât... Vreau să spun așa, într-o comună. Dom'le, am cel mai bun legumicultor în comuna X. Păi eu anual institui un premiu pentru oamenii de bine din localitatea mea. Da, care fac cinste localității. Și astfel le ofer anual, fac așa o competiție, nu așa ar trebui să fie. Da, toți oamenii. Spune, domnule, sunt un bun meseriaș, sunt cel mai bun zidar din această localitate, sunt cel mai bun meșteșugar. Da, nu vreau să laud că e fica mea, dar în 2012 a luat locul întâi pe țară la biologie, că a tras tare ca să n-aibă dubii dacă intră sau nu intră la facultate și cu bursă. Și a luat locul întâi pe țară la biologie, vine elevă la Tudor, nici măcar de aici o diplomă. Pe țară i s-a dat 200 de lei, deci mi-a zis, era la proiectia eu. Acum au început autoritățile. Ce vreau să spun? Eu vreau să spun de nu sunt mulți ani de atunci. Pe tineri. Da. Au început să-i răsplătească, dar să poți răsplăti și altfel. Știți ce făcea Doljul la vremea în 2012, lucru care acolo se face și acum probabil în continuare. Discutam cu cei de la frații Buzești, erau 6-7 olimpici într-o clasă și domnule, pe noi care luăm premii, da, locul erau împărțiți în două categorii, care luăm locul întâi din Dolj, din tot Doljul, s-a găsit soluție și o săptămână, zice, întrebau în tribunal sau unde duc ăștia, Italia, Grecia, o săptămână. Locul întâi, parcă locul doi, mențiune. Excursie, tabără, deci, așa, care erau cu mențiuni în țară o săptămână. Mă, te ține la minte copilul, bă, județul a ținut la mine. Și acum eu zic că le-a dat bani de la aici, nu știu, 5.000 cred că s-au dat. Da, au dublat 3.000, 10.000. Da, să faci și o chestie din asta, țină minte copilul, ține minte. Banii i-a luat și-a luat haine, s-au făcut ceva cu ei. Dar ia hai să facem cu ei chestia asta. Dolj, uite de ce a făcut. Și cred că continuă o tradiție, o aveau de mai de mult timp. Știți și această conotație, domnule, în an electoral. Dar nu în an electoral, ea fac în fiecare an chestia asta. Ia să fie o chestie instituită. Copiii ăștia, an de an, să nu conteze, domnule, eu am promovat-o. Este o chestie. Nu erau bani numai de la ministerul, probabil au și așa niște sponsori locali. Domnule Marisoară, vom avea ocazia cu siguranță să mai discutăm despre problemele Goljenilor, despre ceea ce se poate face în județul nostru. Eu am vorbit doar despre o mică parte, colegii mei o să vină, proiectul conține mult mai mult. Eu și toți invitații mei cred că îl consideră acest județ drept o casă, o casă mai mare în care ne întâlnim cu toții, o casă în care mi-aș dori și eu să fie mai puțină gâlceavă, mai multă muncă, să zicem, și cooperare, și înțelegere, dar și lucruri frumoase realizate. Cred că a spus foarte bine, așa ar trebui să-l privim toți și toți care au un rol, care sunt în administrație. Dacă l-ar privi toți ca pe o casă, cred că lucrurile ar fi mai bine. Și dacă ne-am privit ca pe o familie, cred că lucrurile s-ar schimba.
Vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea Cultul pe ei, domnule Marius Hoară. Doamnelor și domnilor, dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție. Și eu le mulțumesc celor care s-au uitat la această emisiune. O seară minunată, toate cele bune!